Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De fiecare dată când aleg un subiect pentru o cuvântare, o fac pentru ca auditorii să tragă din el folos duhovnicesc, pentru a deveni creștini mai vii, mai autentici, mai motivați, mai dornici de rugăciune și viață isihastă și pentru a avea o mai bună înțelegere a vieții, pentru a desprinde un sens soteriologic, mântuitor, din evenimentele prin care trec. Acestea sunt singurele, și subliniez încă o dată, singurele rațiuni ale cuvântărilor mele. Vedeți, uneori, la sfârșitul cuvântului, care de fapt e un cuvânt duhovnicesc, dar la sfârșitul cuvântului ating uneori subiecte sociale, subiecte economice, militare, istorice, politice, dar o fac în această perspectivă a mântuirii. Deci, din aceste evenimente care se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să tragem niște concluzii. Aceste evenimente, noi trebuie să le interpretăm în cheia aceasta mântuirii noastre. Vedeți, uneori am atins acest subiect al politicii. De exemplu, acum câtva timp, am lăudat-o pe Diana Șoșoacă și am spus, uite, femeia aceasta e unul din puținii oameni cu coloană vertebrală, care mărturisește adevărul în ce privește cât de deplorabilă e starea clasei politice a noastre și cât de jos ne duce și cât ne aruncă în prăpastie pe tot neamul. Deci n-am făcut aceasta ca să-i fac reclamă ei, ci am făcut acest lucru doar pentru a arăta că, uite, cât de puțini oameni verticali sunt în lumea politicii. Eu nu sunt implicat în niciun partid politic, nu sunt interesat de ele și nu cred că ele pot să facă o schimbare semnificativă, dar sunt unii oameni care par mai drepți, cel puțin așa la prima vedere, pentru că timpul o va dovedi. Deci, încă o dată precizez acest lucru, că tot ceea ce spun, spun în această perspectivă a mântuirii. Din tot ce se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să extragem înțelepciune ca să ne putem mântui în acest veac nestatornic și vitreg în care trăim. Această precizare am făcut-o și pentru că în câteva rânduri voi vorbi despre Antihrist. Nu sunt cuprins și nu vreau să inflamez pe cineva cu febră apocaliptică specifică rătăciților neoprotestanți. Nu am ca scop să induc panică printre cei care mă ascultă. În Grecia, acum câteva decenii, s-au stârnit astfel de valuri care au fost temperate de oameni duhovnicești de calibru, precum părintele Emilianos și părintele Porfirie. Primul, după mărturia unui ucenic, ne-a sfătuit să nu ne neliniștim, noi să ne îngrijim să avem o relație vie cu Hristos, iar Antihristului să-i nu-i dăm prea mare importanță, alminteri el va deveni centrul vieții noastre, iar nu Hristos. Deci vedeți ce a spus? A spus să nu-i dăm prea mare importanță, dar prin aceasta ce a zis indirect? Nici să nu-l neglijăm. Pentru că da, sunt niște lucruri care se întâmplă în fiecare epocă și care încă o dată spun, noi trebuie să le privim în perspectiva mântuirii, să scoatem folos din ele ca să putem să sporim duhovnicește. Într-adevăr, unii au făcut o obsesie din Antihrist și venirea lui, mai ales neoprotestanții. Și astfel de intervenții, precum cea a părintelui Emilianos, a avut ca scop să tempereze, să calmeze și să anuleze astfel de obsesii. Pentru că Hristos e calea, adevărul și viața, El trebuie să fie în centru, în prim planul vieții noastre lăuntrice. În același sens, pentru a domoli această panică apocaliptică de tip neoprotestant, marele bătrân Porfirie Bayraktaris le-a spus unor vizitatori să nu vă preocupați de cele de pe urmă, adică de cele ale vremurilor de pe urmă, nici de Antihrist, nici de semnele sale, fiindcă să știți că atâta timp cât îl avem pe Hristos cu noi, Antihristul nu ne poate vătăma cu nimic. Unul dintre biografii părintelui Porfirie, Constantinos Ianitsiotis, a abordat și el chestiunea. Într-o zi l-am întrebat pe părintele Porfirie în chilia sa. Preacuvioase, se vorbește mult în ultima vreme despre cifra 666, despre venirea Antihristului
ce se apropie. Unii chiar susțin că deja a venit. Neoprotestanții au fel de fel de interpretări din aceste aberante ale Noului Testament. Deci, unii spun că Antichristul deja a venit. De exemplu, sunt unii în America de Nord, acolo, în Statele Unite, care spun că Obama e Antichristul, ceea ce e o foarte mare prostie. Deci, despre venirea Antichristului, ce se apropie, unii chiar susțin că deja a venit. Se vorbește despre marcajul electronic pe mâna dreaptă sau pe frunte, despre confruntarea dintre Hristos și Antichrist și despre zdrobirea acestuia din urmă, despre a doua venire a Domnului. Dumneavoastră, ce ziceți de toate acestea? Părintele mi-a răspuns, știu că va veni Antichristul, că va fi și a doua venire a Domnului după ea, însă nu știu când. Mâine, peste 1000 de ani, nu știu. Însă nu mă neliniștesc dintre asta, fiindcă știu că ceasul morții este pentru fiecare dintre noi a doua venire a Domnului. Iar ceasul acesta este foarte aproape. Adică noi, dacă avem în grija noastră acest ceas al plecării dincolo, dacă în fiecare zi suntem conștienți că astăzi putem să plecăm dincolo, atunci noi vom trăi o cu totul altă viață. Și atunci, chiar dacă Antichristul vine poimâine, dacă eu voi muri mâine, pentru mine venirea Antichristului e complet nerelevantă. Deci eu trebuie să pun mereu în prim plan faptul că eu pot astăzi să trec la cele veșnice și oare ce răspuns voi da lui Dumnezeu când mă voi înfățișa în fața Lui? Dar, Părinte, a continuat biograful, e firesc să ne îngrijorăm. Vom putea oare suporta chinurile la care ne va supune Antichristul? Părintele a răspuns, când avem pocăință și spovedanie, dobândim putere lăuntrică. Îl avem în noi pe Hristos și Antichristul nu ne va putea ispiti cu nimic. Unii duhovnici din lume, ce au mai putut să facă? Adică ce zarvă, ce tulburare au putut să facă? Au făurit cu 666 o grămadă de probleme familiale și psihologice. Adică au fost unii preoți din aceștia panicarzi care au băgat în frică, în groază pe unii credincioși. Până când aceia au făcut probleme psihologice. Nu mai poate lumea dormi și au început să ia sedative și somnifere din cauza acestei frici fără de vreme. Ce înseamnă aceasta? Pe acestea nu le vrea Hristos. Noi astăzi, și iată să vedeți de unde vine de fapt această frica noastră de aceste evenimente care vor veni cândva. Deci spune, noi nu-L avem astăzi pe Hristos în lăuntru nostru și de aceea ne îngrijorăm în legătură cu Antichristul. Aici e cheia. Dacă Hristos domnește pe tronul inimii tale, cum ai putea să te lepezi de El și să te închin lui Antichrist? Atunci când îl primim pe Hristos în noi, totul va deveni rai. Și aici nu vedeți un criteriu. Oare noi suntem fericiți în clipa de astăzi? Oare trăim ca în rai? E, dacă răspunsul e nu, înseamnă că încă nu-L avem cu adevărat pe Hristos sălășluit în inimile noastre. Din când în când, mai ales în vremuri de criză, creștinii au îngrijorări în legătură cu Antichristul și toate lucrurile înfricoșătoare care urmează să se întâmple. Apar mereu ziși cunoscători ai Scripturilor, mai ales din rătăcirea neoprotestantă, mai ales din Statele Unite, care sădesc neliniști și tulbură mintea oamenilor. Unii dintre ei sunt chiar convinși de misiunea lor, se cred proroci. Alții sunt oameni ai sistemului, cu S mare, care testează starea de spirit a oamenilor, receptivitatea lor la un astfel de mesaj, reacția lor. De exemplu, după mai multe false veniri ale lui Antichrist puse în scenă, când Antichrist va veni cu adevărat, oamenii vor crede că e tot o farsă, precum în povestea cu Petrică și Lupu. Cât despre modul rătăcit în care neoprotestanții interpretează Apocalipsa și textele din Noul Testament care se referă la acest subiect, vă recomand o carte a unui ortodox american, T.L. Fraser, intitulată A doua venire a lui Hristos, o viziune ortodoxă, carte care este tradusă și în limba română. Așadar, vom vorbi în câteva cuvântări despre Antichrist. Și asta pentru că el e o figură centrală a înțelegerii ortodoxe a istoriei și a sfârșitului lumii.
Doar în această perspectivă duhovnicească vom putea decripta sensurile cele mai profunde ale vremurilor care vor veni. Deci, vedeți, noi nu facem o obsesie din acest antichrist, dar o sumă de evenimente care se vor întâmpla nu le vom putea înțelege decât dacă luăm în considerare acest subiect. Părintele Rafael Noica îi spunea unui cleric: numărătoarea inversă a început, dar nu știm de la cât. De fapt, a început din primul secol creștin, și atunci existau antihriști cu amic. Vedeți, în istorie au fost mulți antihriști cu amic, dar la finalul istoriei va veni antihristul cu amare. Deci, încă din primul secol creștin s-a pus această problemă. Cât de repede va fi a doua venire a Domnului și aceasta va fi precedată de venirea lui Antichrist. Deci creștinii de atunci au pus această problemă. Și de fapt, dacă e să fim mai riguroși, numărătoarea inversă a istoriei a început de fapt de când au căzut Adam și Eva din rai. De când a început istoria, de atunci a început și numărătoarea inversă a acesteia. Iată ce citim în cartea Apocalipsei. Și s-a făcut război în cer. Mihail și îngerii lui au pornit război cu Balaurul, adică cu Satana, cu Lucifer, cu cel mai luminos înger care a căzut și s-a făcut demon. Deci Mihail și îngerii lui au pornit război cu Balaurul, cu Satana, și se războia și Balaurul cu îngerii lui, cu îngerii care căzuseră împreună cu el. Cartea Apocalipsei spune că au căzut, o treime din îngeri au căzut cu el și s-au făcut demoni. Și n-a izbutit Satana și nu s-a mai găsit pentru el loc în cer. Și a fost aruncat Balaurul cel mare, șarpele de demult, care se cheamă Diavol și Satana, cel ce înșală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el. Așadar, Satana a căutat, de vreme ce a fost aruncat din cer, a căutat să se înstăpânească măcar asupra pământului, dacă în cer nu i-a reușit. De-a lungul istoriei, Satana a avut mereu oamenii săi prin care și-a pus în aplicare planurile. Să fim atenți la tacticile lui, pentru că versetele de mai sus îl numesc cel ce înșală pe toată lumea. El îi înșală și pe lacheii lui, pe cei care îi sunt fideli până la moarte, pe cei care îi pun în lucru planurile. Tot prin înșelare va proceda și la sfârșitul veacurilor, când va voi să îl prezinte pe Antichrist, copilul său de suflet, drept adevăratul Hristos, drept adevăratul Mesia, care să primească închinare de la toți. Aceasta va fi cea mai mare înșelare pe care o va realiza Satana de când a fost scos afară din cer și bântuie în jurul pământului. Prin Antichrist, mai bine zis prin sistemul globalist, al cărui vârf de lance va fi Antichristul, Satana își va împlini într-o oarecare măsură visul de a-și impune stăpânirea asupra întregului pământ. Și asta pentru că Antichrist va apărea când globalizarea își va fi atins scopurile, adică un control total asupra finanțelor, asupra economiei, asupra alimentației, asupra sănătății, asupra forțelor de ordine, asupra legislației și mijloacelor de comunicare, îndeosebi a internetului. De câțiva ani, de când cu pandemia, cu regia COVID, a devenit tot mai clar că superbogații acestei lumi, elita globalistă, satanistă, nu mai are răbdare și forțează, grăbește globalizarea și prin aceasta controlul total asupra planetei. După planuri meticulos și îndelung ticluite, planuri care includ crize financiare, economice, energetice, alimentare, militare. Se pare că pentru păcatele tot mai mari ale omenirii, Dumnezeu a îngăduit să fie ceasul lor, a celor fără de Dumnezeu și stăpânia întunericului. Pentru cei ce au ochi să vadă, direcția în care e mânată omenirea, precum o turmă de vite, este evidentă. Deci dacă vremurile sunt grăbite spre un final de această elită cabalistă, atunci și evenimentele legate de acel final se vor întâmpla. Iar unul dintre ele va fi venirea lui Antichrist ca domn al acestei lumi, ca președinte al guvernului mondial. Și desigur că punctul nostru de interes e Hristos.
cel care îl va arunca pe Antichrist ca pe o pleavă în iezerul de foc, împreună cu Satana. Dar pentru că vremurile par a fi forțate și a se grăbi înspre un astfel de final, e bine să cunoaștem ceea ce Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți ne învață despre acest subiect. De aceea vom rosti mai multe cuvântări despre Antichrist și despre înrobirea de către acesta a lumii globalizate, nu doar pentru a stârni panici, nu pentru a stârni panici milenariste, ci din contră pentru a ne spori trezvia și a ne centra și mai mult pe viața în Hristos, pe calea mântuirii. Și aici, pentru cei care sunteți doritori să aprofundați acest subiect, există o carte a unui american pe nume George Davis, care e un ortodox și care s-a documentat foarte mult asupra acestui subiect. Și cartea se intitulează Antichrist ca împlinire a globalizării. Ea deocamdată se găsește doar în limba engleză, dar cei care vreți să aprofundați acest subiect, cum am spus, e o carte extrem de bine scrisă și care arată cum s-au degradat lucrurile de-a lungul istoriei ca să se ajungă în final la acea globalizare. În catehezele sale, Sfântul Chiril al Ierusalimului, un sfânt din secolul IV, îndeamnă: ai grijă de tine, omule, și întărește-ți sufletul. Biserica îți arată și te învață mai dinainte cele cu privire la Antichrist, înainte de venirea lui. Nu știm dacă vine în timpul vieții tale și nici nu știm dacă vine după trecerea ta din această viață. Este bine însă ca tu să cunoști semnele venirii lui și să te întărești mai dinainte. Deci, iată, vedeți din nou, doar Dumnezeu știe când va îngădui venirea acestuia. Dar el spune, chiar dacă nu va veni în timpul vieții noastre, noi dacă cugetăm asupra acestui subiect, noi atunci ne schimbăm viețile, noi atunci ne întărim duhovnicește, devenim mai înțelepți, folosim timpul într-un mod mult mai plăcut lui Dumnezeu. În aceleași cateheze își sfătuiește auditorii: iată, eu v-am dat semnele lui Antichrist. Spune, tu nu le ține doar pentru tine, nu le păstra doar în memoria ta, ci tu dă-le mai departe, la fiecare fără zgârcenie. Tu dacă ai un fiu după trup, învață-l pe acesta mai dinainte, fără întârziere. Spune, dacă cumva ai un fin, dacă ești naș de botez, previno-ți finul ca nu cumva el să-l ia pe Antichrist drept adevăratul Hristos. Pentru că taina fără de legii se și lucrează. Deci atât el spunea aceasta în secolul IV, deci demonii și atunci lucrau, de atunci lucrau la aceste planuri, dar iată, Dumnezeu le întârzie pentru că încă probabil mai sunt oameni pentru care lumea asta mai poate să stea în picioare. Așadar, Antichrist e o figură centrală a înțelegerii ortodoxe a istoriei și a sfârșitului lumii. Ortodoxia identifică pe Antichrist cu fiara descrisă de Sfântul Ioan în Apocalipsă. Și iată ce citim aici în capitolul 13. Și am văzut ridicându-se din mare o fiară care avea 10 coarne și 7 capete și pe coarnele ei 10 cununi împărătești și pe capetele ei nume de hulă. Și tot pământul s-a minunat mergând după fiară și i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat ei stăpânire peste toată seminția și poporul și limba și neamul. Și îi se vor închina ei toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului cel înjunghiat. Prin această fiară care se ridică din mare, majoritatea interpreților textului îl înțeleg pe Antichrist, care va ieși din marea vieții, adică din mijlocul rasei umane care e agitată precum o mare. Sfântul Pavel îl descrie pe Antichrist ca fiind cel fără de lege și care vine, citesc de aici din Epistola către Tesaloniceni, deci Antichristul vine prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării,
fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului ca ei să se mântuiască. Acest om, care va apărea pe scena istoriei lumii cu puțin înainte de a doua venire a lui Hristos și sfârșitul acestei lumi, acestui veac, Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune că va avea stăpânire peste toată seminția și poporul și limba și neamul, astfel că toată lumea se va minuna și va urma fiarele. Adică, vedeți, peste lumea globalizată. Antihristul este identificabil, recognoscibil, ca fiind conectat cu acest proces de globalizare a lumii, care acum e forțat, e grăbit înainte, care progresiv va uni toate popoarele lumii într-o societate politică unită, într-o societate economică unită și socială unită. Vedeți, la aceasta ajută acum și acest zis proces de vaccinare, plus faptul că la nivel global tinerii au acelea zise valori, se desfată cu aceeași muzică păgânească, toți mănâncă în același fel, toți și-au creat aceleași obiceiuri, astea toate ajută la globalizare. Termenul acesta de antichrist e un cuvânt, e un termen de origine greacă. Noi avem, cum spus, antichristul cu A mic și antichristul cu A mare. În limba greacă, această rădăcină anti înseamnă două lucruri. Înseamnă împotrivă, de exemplu, spunem de cineva că e anticreștin, e împotriva creștinilor, sau e antifotbal. Și, deci are și acest de împotrivă și are, mai are încă un sens în locul lui. Deci, antichristul înseamnă în același timp și cineva care se împotrivește lui Hristos, dar înseamnă și cineva care se pune în locul lui Hristos, care se pretinde pe el însuși a fi Hristos. Deci, în ortodoxie, acest termen are aceste două înțelesuri. Și, vedeți, e interesant acest lucru, Hristos, de fapt, cuvântul din limba greacă, e echivalentul din ebraica lui Mesia, Mashiach, care înseamnă unsul, unsul lui Dumnezeu. Deci antichristul când va veni, el va fi de fapt unsul lui Satana, lui Lucifer, dar el va veni ca și unsul lui Dumnezeu, adică va veni, va spune că el e Hristos, că iată, e a doua venire când Hristos s-a întors pe pământ. Așa, mă iertați. În Sfânta Scriptură, termenul antichrist apare de trei ori. Și aici, înainte de asta, aș mai vrea să dau un citat interesant, un cuvânt al Domnului Hristos păstrat în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, și unde spune așa: atunci, la sfârșitul veacurilor, spune Hristos, se vor ridica hristoși mincinoși. Adică, vedeți, unii care se pun în locul lui, care se pretind a fi Hristos. Deci, atunci se vor ridica hristoși mincinoși și proroși mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putință chiar și pe cei aleși. În Sfânta Scriptură, termenul acesta antichrist apare de patru ori, adică anume în epistole sobornicești ale Sfântului Ioan Evanghelistul. În aceste epistole, ortodoxia discerne trei înțelesuri de bază ale acestui antichrist. Primul dintre ele este cel care tăgăduiește, care neagă faptul că Fiul lui Dumnezeu din veșnicie s-a făcut om. Și iată ce spune Evanghelistul Ioan: cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul, Mesia? Acesta este antichristul, cel care tăgăduiește și pe Tatăl și pe Fiul. Pentru că mulți amăgitori au ieșit în lume, scrie tot Sfântul Ioan, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup. Acesta este amăgitorul și antichristul. Tăgăduirea aceasta lui Iisus Hristos este făcută în spiritul, în duhul lui antichrist. Deci toți aceștia care tăgăduiesc acest adevăr de credință, indiferent că sunt atei, că sunt musulmani, că sunt evrei, că sunt budiști, toți aceștia care tăgăduiesc că Fiul lui Dumnezeu din veșnicie s-a făcut om în persoana lui Iisus Hristos, toți aceștia se află în duhul lui antichrist, cu amare.
Deci să înrudesc cu el, se află pe frecvența lui. Și orice duh, descrie Sfântul Ioan în întâia epistolă subornicească, și orice duh care mărturisește pe Iisus, care nu mărturisește pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Acest duh al lui Antichrist, care tăgăduiește mesianitatea lui Iisus din Nazaret, a luat forme concrete de-a lungul istoriei lumii. Încă din perioada în care Domnul trăia, fariseii au fost primii care au avut acest duh antichristic, pentru că i-au contestat că Iisus e Mesia. Mai apoi în istorie, de exemplu, Iulian Apostatul a fost un împărat care s-a lepădat de creștinism și a intrat în acest duh antichristic și el. Și până în ziua de astăzi, de exemplu, să ne gândim doar la Iosef Visarionovici Stalin și toți acești ateiști care au făcut prăpăd în secolul 20. Aceștia toți, de fapt, au trăit sub această inspirație demonică a Duhului lui Antichrist. Și vedeți, dar în final, la sfârșitul veacului, deci aceștia toți îi putem numi antichriști cu amic, Nero și toți ceilalți nerozi din această clasă. Dar la sfârșit va veni încununarea tuturor aceștia antichriști cu amic, și anume antichristul cu amare. Și în context din Evanghelistul Ioan, din întâia epistolă sobornicească, copii, este ceasul de pe urmă. Și precum ați auzit că vine antichrist, iată acum mulți antichriști s-au arătat. De aici cunoaștem și noi că este ceasul de pe urmă. Deci, vedeți, Dumnezeu însă n-a grăbit sfârșitul. Au fost așa atunci semne care arătau că Duhul lui Antichrist e în lume, Duhul acesta satanic de contestare lui Hristos. Dar Dumnezeu n-a grăbit lucrurile. Dumnezeu a lăsat noi și noi generații de creștini să vină. Vedeți, și acum există acest Duh antichristic în lume, dar noi nu știm dacă Dumnezeu va mai îngădui să treacă veacuri sau decenii sau și mai mult până când Antichristul cu amare se va arăta. Sfântul Ioan Damaschin arată că ar trebui să fie cunoscut faptul că Antichristul obligatoriu va veni. Vedeți? Și aici e o diferență între învățăturile despre sfârșitul lumii, ale creștinismului și ale altor religii. Creștinismul singur spune acest lucru. Deci, scrie Sfântul Ioan Damaschin, trebuie cunoscut faptul că Antichrist obligatoriu va veni la sfârșitul veacului. Fiecare, prin urmare, care nu mărturisește că Fiul lui Dumnezeu a venit în trup și a devenit om desăvârșit, el care era Dumnezeu desăvârșit, acela este un antichrist cu amic. Dar în mod specific și special, la sfârșitul veacului, atunci va veni antichristul, cel care va fi antichrist cu amare. Altfel spus, de-a lungul istoriei creștinătății există mulți antichriști, dar la sfârșitul ei va veni încununarea lor. Sfântul Pavel le scria tesalonicenilor: ziua Domnului, adică parusia, a doua venire a lui Hristos, ziua Domnului nu va sosi până ce mai înainte nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii. Deci, vedeți, lepădarea de credință. Deci, asta înseamnă că pe pământ tot mai mulți oameni își vor pierde credința, și atunci când vom vedea că pe pământ majoritatea oamenilor și-au pierdut credința și că trăiesc numai după plăcerile carnale, atunci, într-adevăr, putem să spunem că e un semn că se apropie sfârșitul acelor veacuri. Dar, deocamdată, încă sunt mulți oameni cu credință pe pământ. Deci spune, ziua Domnului va sosi doar când ziua Domnului nu va veni până ce mai întâi nu va sosi lepădarea de credință și nu se va da pe față fiul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, așa îl numește el pe Antichrist, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Și acesta va fi un semn. Tertulian, în secolul 3, îl identifică drept antichrist, conform vederii noastre, antichristul este acesta care se înalță deasupra tuturor oamenilor și care se pretinde a fi mai mult decât ei, adică un fel de zeu.
Nu este desigur scopul nostru aici de a ne ocupa de numeroasele erori care abundă în creștinismul heterodox, adică în afara ortodoxiei, în ce privește a doua venire lui Hristos. Dar aș vrea să vă rețin atenția doar cu una singură, anume, vedeți, în teologia aceasta neoprotestantă există o așa zisă doctrină a răpirii. Adică neoprotestanții pretind că atunci, cu puțin timp înainte să apară Antichrist pe pământ și să preia șefia lumii, spune el, toți creștinii adevărați, spun ei, vor fi răpiți de pe pământ în împărăția cerească și nu vor avea parte de frământările, de tulburările care vor urma după ce va începe domnia lui Antichrist. Ori această zisă învățătură e o mare eroare. Ei nu au niciunde în Sfânta Scriptură o bază pentru acest lucru. Pentru că, vedeți, tocmai este rostul nostru să rămânem pe pământ, să mărturisim, dacă vor rămâne atunci puțin credincioși. Majoritatea își vor pierde credința. Pe acei puțin credincioși vor trebui să-L mărturisească pe adevăratul Hristos, nu pe falsul Hristos. Și atunci, dacă toți vor fi răpiți la cer, nu vor avea parte de acele încercări, nu-și vor duce crucea. Deci învățătura aceasta e cu totul aberantă. Așa cum Hristos a apărut în istorie ca un om, tot așa va apărea în istorie și Antichristul. Identitatea lui Antichrist și vremea sosirii lui nu ne-au fost descoperite și nu ne vor fi descoperite. A fost chiar un sfânt din secolul 20, Sfântul Gavril Georgianu, care în tinerețe a încercat să afle numele Antichristului. El l-a rugat pe Dumnezeu să îl descopere, numele lui de om. Și după mai multă rugăciune, deodată i-a apărut înainte un înger și a zis: numele lui a fost ascuns oamenilor, dar lupta dintre Enoch, Ilie și Antichrist se va arăta la televizor. Așa i-a spus îngerul. Vedeți? Adică vor vedea toată lumea. Știți, atunci va veni, în vremea aceea va veni Ilie și Enoch, cei care n-au cunoscut moartea, vor veni la Ierusalim, acolo unde va fi capitala acestei lumi globalizate și unde va domni Antichrist. Și ei îl vor confrunta pe Antichrist și Dumnezeu atunci va voi ca ei să moară și Antichrist îi va ucide și pe Ilie și pe Enoch. Și îi spune îngerul, atunci se apropie finalul și toată lumea va vedea aceasta pe la televizor, pe internet. Așadar, identitatea lui Antichrist și vremea sosirii lui nu ne-au fost descoperite. Dar ortodoxia ne învață multe despre caracteristicile acestui om și ale epocii în care el va apărea. Dar despre acestea, în alte cuvântări viitoare, și o să vedeți cât de uluitoare va fi această apariție lui Antichrist și modul în care se va manifesta el. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să primească.